Continuând tradiția pe baza parteneriatului dintre Trustul Media Deșteptarea și Facultatea de Litere a Universității Vasile Alexandrin din Bacău, studenții anului 2 au dorit să cunoască în detaliu modul de lucru într-o redacție. E aproape o obligație a noastră, a cadrelor didactice de la Facultatea de Litere, să-i familiarizăm pe studenți cu astfel de interioare, pentru că auzim, vedem, citim, dar e bine să știm și ce este dincolo de aceste aparențe. Totul este minunat aici, suntem în Trustul de Presă Deșteptare, totul este de la radio, la televiziune, la ziar și studenții au rămas impresionați de faptul că într-un spațiu atât de mic la urma urmei se petrec lucruri minunate și sunt lucruri care merg în favoarea informației, în favoarea culturii și mă gândesc chiar la faptul că în trei rubrici permanente de aici, e vorba de, îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre specialitatea mea, de Româna de azi, de Merge și așa, emisiunea de la televiziune și de asemenea de Convorbirile culturale de la radio, sunt o permanență, o ritmicitate. Senior editorul Trustului Media Deșteptarea, Gheorghe Bălțătescu, le-a explicat studenților care este traseul pe care o știre îl urmează într-un trust de presă. Dacă s-a întâmplat ceva în oraș, în județ, în țară, uneori chiar și în lume, prima informație apare pe radio. La orice oră el este deschis, redactorul primește informația din circuit, de la oameni aflați în teren sau în redacție, și știi că apare pe radio. Concisă, scurtă, ca omul să înțeleagă despre ce este vorba. Seara vine televiziunea cu aceeași știri, vorbind tehnic, mult mai laborios, cronologic, informația apare pe TV, la 18:30, principal jurnal de știri, cu imagini, cu comentarii, cu declarații, cu mult mai complexă. Aceeași știre, același eveniment apare dimineața în ziar. Dezvoltat, cu opinii, cu declarații, pentru a completa și a aduce în fața omului informația completă. După ce au ascultat cu interes introducerea despre ceea ce înseamnă mass media, studenții îndrumați de Florin Ștefănescu au vizitat studioul Radio Alfa. Acesta le-a prezentat fiecare colțișor al radioului și le-a explicat ce înseamnă o zi de muncă în acest domeniu. Pentru final a fost păstrată vizita în studiourile TV Bacău, unde studenții au rămas captați de tehnică și aparatura existentă într-un platou de televiziune. Toți cei care le-au vorbit studenților au împărtășit din experiența lor și din satisfacțiile, greutățile și bucuriile unei activități într-o redacție, dar mai ales despre responsabilitatea unei semnături pe un material de presă. În final, scopul a fost atins, studenții și-au schimbat impresia despre mass media. Sunt foarte încântată. De acasă se vede totul altfel. Te uiți la televizor, totul pare mare și luminos, dar nu știi munca din spate și astăzi am aflat că nu e chiar atât de ușor să vii și să prezinți știrile. Pare foarte simplu, vii, te așezi pe un scaun și citești, dar cred că contează foarte mult și ce e în spatele omului. La ziar cred că cel mai mult contează să fie totul concis, să nu plictisești. Iar la radio mi se pare o altă lume. Poți să fii mai deschis, poți să vorbești și nu ești doar privit, nu ai senzația că toți ochii sunt asupra ta. Poți să fii mai liniștit. Chiar dacă ai o zi proastă, nu se vede. Sunt multe de făcut în spatele camerelor de luat vederi, în spatele microfonului la radio, la redacția ziarului. E mult mai multă muncă. Pare ușor când primești informația, dar când îți dai seama cum este făcută și concepută, îți dai seama că nu e chiar atât de ușor. Cel mai mult mi-a plăcut televiziunea și cred că este o muncă tiranică, dacă am putea să-i spunem așa. Pentru că pentru noi ca telespectatori este simplu să privim și chiar nu conștientizăm de cele mai multe ori tocmai această muncă depusă. Faptul că e un efort extrem de mare din partea unei întregi echipe. Și cumva peste tot e aceeași muncă. Însă în televiziune e vorba și de imagine, e vorba și de sunet. Cumva e o sinestezie, dacă am putea să-i spunem așa.
și cred că e mult mai dificil. În urma vizitei la Trustul Media Deșteptarea, studenții s-au decis ca pe viitor să ia în serios varianta unei munci de jurnalist.